Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Întâlnirea cu Prof. Online. Din nou la treabă. Hai, Andreea, că nu mai stăm de vorbă, nu? Pornim că se poate repede. Mi-ai propus să facem din nou un emisor, da? Da. Formula asta e foarte importantă. T indice capul sau nu, nu am mai vorbit și altă dată. Deci ăsta e al doilea care are 1, ăsta e al treilea care are 2. Când are K, înseamnă că este al capul sau nu, da? T indice capul sau nu, egal cu combinarea de el la T de K, A la puterea E minus K, ori pe la K. Da. Te rog. Tu ai zis că ai ajuns cu rezolvarea până într-un loc. A fost un exercițiu primul care s-a dat să dezvolte după formula lui Newton, niște binomii ușoare. Așa. Așa. După exercițiul 2, să se determine termenul la rotule al dezvoltării x pătrat minus 1 pe x tot la 11. Să-l facem? Da. X pătrat minus 1, x pătrat minus 1, 1 pe x, era 1 pe x. Deci x pătrat era minus 1 pe x, da? Minus 1 supra x. Tot la puterea 11. Termenul al 8-lea. Cât termen are acesta? 12. Deci T indice 8 egal cu T indice 7 plus 1. Da. Deci prim așa ca să le găsim pe K. Da. Deci formula acum ar fi K1 cunoscut. Și zicem combinări de 11 la decât 7. Așa. De câte 6 sau câte 7? 7. Așa, am înțeles o greșit. Așa, ori x la a doua tot la a patra. Așa, x la a doua tot la puterea a 11 minus 7, 4. Ori 1 pe 1 supra x la 7. Ei, dacă luăm, și, luăm cu tot cu minus, că aici a fost cu plus. Da. Îl luăm cu tot cu minus. Minus 1 pe x tot la puterea a 7. Așa, da. Da. Și egal cu combinarea de 11 la 7 face 330. Ai făcut calculul? Da, am făcut și-mi iau acasă. 330, ori x la 8. Așa, ori minus 1 pe x la 7. Pune minus în față, da. Ori 1 pe x la 7. Ce simplifică 7? Nu sunt 4 puteri, copii, vă arăt că e minus 330 x. A fost deloc greu, mai îndrăzi să o duci la cap. Ba da, că așa, așa mi-a dat și mie, vreau să dau capul cu bine. Am înțeles. Așa. După, îmi dă tot așa termenul al 5-lea, termenul din mijloc și... Vreau să dau al 5-lea, da? Da, la următorul... Punct. Dai tot, la fel, simplu. Deci dacă spunem T5, el are 12 termeni, care e mijlocul? Deci dacă are 12 termeni, termenul al 6-lea. Da, și T6-lea. Așa, deci T6 egal cu T5 plus 1 egal cu combinări de 11 la câte 5 locul 1 x la 2 tot la puterea 11 minus 5 la 6 mulțit cu minus 1 pe x la puterea 5, nu așa? Da. Și cât face combinări de 11 la câte 5 trebuie văzut? Da. X la puterea 12
ori minusul punem în față, că e minusul la 5, ori 1 pe x la 5. 5. Și va face minus ordinar de 11 la decât de 5. 11 la decât de 5, x la 7. Terminat că ești. Da. Și mai are un punct aici? Nu. Nu. Să vedem alte exerciții. Exercițiul al treilea, cum ar veni aici. Zice așa, să se determine într A. Deci A. Termenul din dezvoltarea radical din X. Deci dăm binom, fie binomul, să da, zicem. Radical din X. Plus Y, totul la A noua. Da. Așa, termenul care conține pe X la a treia. Deci, care este termenul? Termenul ce conține pe X la a treia. Adică ar trebui să găsim pe K, nu? Da. Îți prin formula, te rog să spunem tu. TK plus 1. TK plus 1. Egal cu combinări de 9 la decât da. Locul 1. A care este radical din X la puterea K, n minus K, care este 9 minus K. K. Ori Y la K. Și acum, aici, ăsta din calculul care îl facem, cei care dau pe X, X-ul trebuie să fie la a treia. Deci vom spune și noi că radical din X, radical din X la puterea cât? 9 minus K se fac egal cu X la a treia. Echivalent. Cum am mai spune pe radical din X? X la 1 pe 2. Adică X la 9 minus K pe 2, nu? Da. X la 9 minus K, supra de vorbește, e egal cu X la 3. Echivalent. 9 minus K totul supra 2 e egal cu 3. Deci 9 minus K pe 2 e egal cu 3, adică 9 minus K e egal cu 6. Atunci K e egal cu minus K e egal cu 3, nu? Da. 9 minus 6, 3, K egal cu 3, adică al câtelea termen este cel care conține pe X la 3? 3 plus 1, al 4. Al 4. Deci T4. Răspunsul la întrebarea asta cine răspunde? T4. Da. Deci termenul al 4-lea este cel care conține pe X la puterea respectivă. Da? Altceva? Punctul B. Asta a fost nou, B-ul, da. Termenul din dezvoltare. Se dă binomul radical din A supra 3 radical dat din A așa și supra 3 plus 3 supra radical de ordin 3 din A da. Totul la 3 totul la puterea 13 da. Și termenul care îl conține pe A la 4 termenul ce conține pe A la 4 termenul ce conține pe A la 4. Începem. TK plus 1. Egal cu combinări de 13 la decât de K. Da. O radical din A supra 3 la 13 minus K. Da, 13 minus K. Ori? Ori 3 supra radical din 3 din A. Da. La puterea 2. De ce? 13. La ce putere? Uite, A, K. La K. Da. Asta trebuie să primul e N minus K și celălalt e la K. Da. Și acum, tot ce vedem în lucrul aici care conține pe A, trebuie să-l luăm în calcul. Da. Deci atât prima parte cât și a doua. Deci toată partea asta trebuie să-l ducă spre A la cât? A la 4. Așa că radical din A supra 3, totul la 13 minus supra 3, totul la 13 minus K. Ori 3 supra radical din C3 din A, totul la K. Egal cu A la 4. A la 4. Echivalent cu... Putem să luăm, lăsăm pe 3 deoparte, că nu ne rămânțelic. După A fuge da. Ochiul nostru, da? Deci zicem radical din A. La 13 minus K.
valență 3 din A, totul la K, egal cu A la 4. Echivalentul. Scriem ca radical din A. La 3 minus K egal cu cine? A la 4 supra radical din 3 din A. Nu știu. Cum să fie radical din A la 13 minus K? Altfel. Radical din A la 13 supra A radical din A la K. Da. Și ăsta la rândul, ca să mai pierdem timp. Fiind... A. A la cât? A la... 13 minus K pe 2. Da. Păi, asta e. Deci, rapid îl schimb pe un radical cu o putere fracționară. Da. A la puterea 13 minus K supra 2 ori... 1 supra ori A la K pe 3. 1 supra A la puterea K pe 3. Egal cu A la 4. Echivalentul. Cum se împar două puteri care au acele bază? Că poți să scriu așa, nu? Da. Copii în bază, hai mai cu curaj. Copii în bază și scade exponent. Adică va veni A la puterea. A la puterea 13 minus K supra 2. Da, minus. Minus K pe 3. K pe 3. Egal cu A la 4. Echivalent. Echivalent cu... putem să ajungem la același numitor. Deci... Ei, tot asta zicem. 39 minus 3K minus 2K. 9 minus 3K minus 2K. 2K supra 6. Egal cu? A la 4. Nu A la 4, egal cu? 6A. Egal cu 4. A la cam... Că A la egal cu... Acum da. La exponența multe, da, nu? 4. Deci două puteri care au aceeași bază, egalitatea lor, datorită injectivității, duce spre... egalitate exponențială. Egal cu cât am zis cu 4. 4. Și egal cu? Rezultă pe 5K. Da, deci hai să zicem 9 minus 5K, să luăm mai ușor. Da. 5K egal cu? 9 minus 5K egal cu 24. Mai curaj și mai convinsă. Așa. Viteză, de unde 5K va fi egal cu minus 24 minus 6. Da, Ionuț, sunt la treabă. Da. Da, la punct. Da. Da, sunt în lecție. Dar... atunci se zagă telefon când aproape, da? Acum e cât aproape? 5, 4, 5 până un sfert? Deci pe la 7. E prea târziu? Hai să vin mai jos un pic. Așa, bine. La revedere. Acolo când am amplificat sus, a rămas 39, nu 9. Deci am adus la același numitor și era 13 mulțim cu 3. Ai 13, nu? Da. 3. Și am văzut 3. Da. 3. Eu scriam pe care de aici și nu știam ce mi-era diferit. Și jos, așa, jos acolo vin 39. 39? Da. Asta este motivul. Deci, și... 39. Acum dădeam un can negativ și erau prostii. 39 minus 5K era cu 24. Deci 5K egal cu 39 minus 24. Da. Deci nu se că... K egal cu 3. Face cât aici? 15, da? Deci K egal cu 3 și atunci de 4 este răspunsul la întrebarea respectivă. Da? Da. Și alt punctul. Mai este un punct C, da? Da. Hai să scriem, să devinăm un K. Radical în C5 din X. Radical din C5 din X. Plus 1 supra radical din X. Da. Tot la puterea 21. 21, da. Termenul în care nu apare X. Așa.
care este termenul, ce nu conține pe X. Cum mai traduce asta? Dacă nu-l conține pe X. Dacă nu-l conține pe X. La ce putere este X? Ca să dispară. La 0. La 0, asta e interpretat. Și atunci trebuie să fie pe ultimul... Nu știu. Deci, care nu conține pe X, în paranteză, ca și cum ar fi X la 0. Da. Și atunci, noi ne-am plăcut de lucru. Și zice, T capus 1, hai, vorbește. T capus 1, da, egal cu combinat de 21 înoate cu TK, ori radical în C5 din X la puterea 21 minus K, ori 1 supra radical din X la puterea K. Da. Și atunci egalăm cu X la 0. Partea asta. Partea, deci, da. Zici-mă. Radical în C5 din X tot la 21 minus K, ori 1 supra radical din X tot la puterea K, egal cu X la 0. Așa. Îl scriem pe radical din X ca 21 minus K supra 5. X la. Da, X la 21 minus K tot pe 5. Ori 1 supra X la K pe 2. Așa. Egal cu X la 0. Așa. Așa. X la 21 pe 5. A, păi scriem ca o diferență. Sigur că, păi ați mai făcut astea, mergi rapid, X la... X la 21 minus K. Supra 5. 5. Minus. Minus. X la... Nu minus X. Păi minus 1 pe... Nu minus 1. Păi cum să par două putere? Adică X la, supra-ți la X la, să copii X și să scade exponențe. K pe 2. Deci minus K pe 2. N-ai voie să mai bălbui, dar vreau să fie mult mai multă în siguranță. X la 0. Echivalent cum? Aducem la același numitor. Da, deci... Și restul 42 minus 2K. 42 minus 2K. Minus 5K. Da. Egal cu 0. Echivalent. Echivalent cu... 7K egal cu 42. Egal cu 42, adică tau va fi egal cu 6. 6. Adică... Atunci termenul este al 7-lea. T 7. Răspunsul T 7, care nu conține pe X. Apoi, exercițiu 4. Să se determine, zice așa, radical mare, din C3, din X supra radical din Y. Deci, subradicalul ăsta, nu? Da, tot X subradical. X supra radical din Y, așa? Da. Bine. Așa. Plus radical prima parte, adânc. Deci prima parte am scris-o. Da. Partea a doua? Radical adânc din Y supra radical în C3 din X. Totul la puterea 21. La 21. Să se determine rangul termenului din dezvoltarea. Deci de cât este acela? Așa încât? Astfel încât X și Y au putere egale. X la... Cine e egal cu Y la același lucru, nu? Da. X la el egal cu Y la el, da? Da. Adică exponenții să fie egale, cu alte cuvinte, da? Da. Bucăm. T capus 1, zicem. T capus 1 egal cu, egal cu combinat de 21 la TK ori radical în C3 din X supra radical din Y totul la 21 minus K ori radical din Y supra radical în C3 din X tot la K. Radical indice Y? Y din supra radical în C3 din X. Deci, ai zis radical din X, cât este asta? Nu, e radical în C2. Așa. Indice 2 din Y pe radical în C3 din X, da? Da, tot
totul la cap. Și acum, lucrăm în expresia asta, ca să limpezim exercițiul, să apară visul meu, să apară așa, X la A, ori Y la A. A, da. Și atunci se vă egalăm exponenții. Și pentru asta lucrăm. Egal. Scriem radicalul ca X supra radical din Y, totul la 21 minus K pe 3. Deci, zicem, combinări de 21. La K, din rate câte K. A, ori. Ori. X supra radical din Y. Totul la 21. X, foarte bine zis, X supra radical din Y. La totul la puterea 21 minus K. Supra 3. Da. Ori Y supra radical din indice 3 din X. X. Totul la? Da. La? K pe 2. K pe 2. E ca cu lucrurile. Cum se ridică o fracție la o putere? Și numărătorul și numitorul. Deci egal cu combinări, hai. Combinări de 21 la trecut de K. Da. Ori X la 21 minus K pe 3 supra radical din Y tot la 21 minus K supra 3. Radical din Y la 21 minus K supra 3. Ori Y la K supra 2. Da. Supra radical în C3 din X, totul la K pe 2. Radical în C3 din X la K pe 2. Și K pe 2. Și K pe 2. Lucrăm la asta, să scriu ca o putere fracționară. Dar și nu e radical, radical din Y, pe atât de aici. Radical din Y, da. Așa. Și acum, cum ar mai putea scrie radical din Y? Y la 1 pe 2. Y la 1 pe 2 mulți cu ăsta, adică e 21 minus K pe 5. Pe 6? A, pe 6, da. Că da, nu s-a dat, se mulțește, dar 1 pe 2 ori asta supra 3, 3 ori 2, 6, că s-a numit. Deci vom avea combinări de 21. Combinări de 21 la te câte K. Da. Ori X la 21 minus K supra 3. Minus K pe 3 supra Y la 21 minus K pe 6. 21 minus K supra 6 ori Y la K pe 2. Da. Supra X la K pe 6. X la puterea K pe 6. Da. Este egal cu combinări de 21 la te câte K. Da. Ori X la X la 21. X la supra X la A, cum se ca par? Diferență. Ca o diferență. 21 minus K pe 3 minus 21 minus 6. K supra 3 minus K pe 6. Da. K pe 6. Ori Y la ori Y la 21 minus K pe 6. No. Y la K pe 2 A. minus ăsta. Da. Numărător, nu? Da. K pe 2 minus minus 21 minus K pe 6. Minus K supra 6. Aducem la același numitor. Deci egal cu combinări de combinări de 21 la parte câte K, ori X la puterea 42 minus K minus K. X la puterea cu 2, 42 da. Minus 2K. Da. 42 minus 2K. Totul supra 6. Minus K. Minus 2K și minus K da, ăsta. Da. Deci minus 2K minus K supra 6 ori Y la da, 3K minus da. 21 plus K. Minus 21 da, plus K. Plus K totul supra 6. Totul pe 6. De deci am zis, am reușit să scriu ca fiind X la da. Ori Y la. Și zice să aibă aceeași pe exponenții să fie egal, nu? Al lui X și al lui Y. Deci înseamnă că 42 minus 3K 42 minus 3K supra 6 da. Fiind complet, egal cu 4K minus 21 4K minus 21 supra 6. Ei, au aceeași numitor. Da. Egalitatea numărătorilor și înseamnă
42 minus 3 K egal cu 4 K minus 21. Ducem în partea asta. Da, 7 K. 7 K. Egal cu? 63. Și 3. Atunci K egal cu 9. Și T 10. T 10. T 10 este răspunsul. Hai să ne uităm aici, că aici a fost mai interesant. Da. Dar, de fapt, hai să recunoaștem ce slăbiciune ai manifestat tu. Deci, el ne spune să aibă aceleași exponenți. X-ul și Y-ul să aibă aceleași exponenți. Da. N-am apucat să-mi scris ce înseamnă TK plus 1. Și de acum au început slăbiciunile pentru că nu avem foarte clar câteva lucruri. Anume, operații cu putere. Da. Să ne înțelegem foarte bine. Aici a fost lucru cu operații cu putere. Cum să scriu radicale ca niște puteri fracționare? Deci radicalul din indice 3 din x pe radical din y la 21 minus k, radicalul din numărător și numitor 60 bine, la 21 minus k pe 3. Aici, când am zis radical din y la 21 minus k pe 3, ai zis 30 cu 2, 5. Atenție! Da. Pe y, că zicem, ai spus bine, la 1 pe 2, totul la 21 minus. Și cum se ridică o putere la o altă putere? Să copii baza și se mulțesc exponenții. Da? Asta a fost o slăbiciune pe care ai manifestat-o. Și mai departe, cum se împart două puteri care au aceeași bază, copii în bază, scădem exponenții. 21 minus K pe 3 minus K pe 6 și Y la K pe 2 minus 21 minus K pe 6. Și de acolo totul a mers foarte bine. Da, să vedem un alt exercițiu. Avem dezvoltarea binomul. Deci se dă un binom. Da. Și avem dezvoltarea sa, nu? Sau ce? Să se determine dacă în dezvoltarea 1 plus x tot la n, coeficientele x la 5 și x la 12 sunt egale. Aha. Deci să dăm binomul, cum vă dați spune? 1 plus x totul la n. 1 plus x totul la n. Să se determine n. Deci n egal cu cine? N egal semn de întrebare. Dacă x la coeficienții x la 5 și x la 12 sunt egale. Coeficienții lui x la... Deci x la 5 ani. Da, și x la 12. Și x la 12. Adică coeficienții, dar coeficienții vin din combinare de binomial, de acord, când dezvoltăm binomului Newton. Hai să vedem cum ar arăta binomul dezvoltat. Ar fi așa. Combinări de n. Combinări de n la tip de 0. Ori 1 la n. 1, deci 1. Da. Nici nu mai scriu. Plus combinări de n la tip de... de n la tip de 1 ori x la... La întâia. La întâia, da. Plus combinări de n la tip de 2. Ori x la a doua. Așa. Plus combinări de n la tip de 3. X la a treia. Da. Combinări de n la tip de 4. X la a patra. Puncte, puncte. Plus combinări de n la tip de 4. X la a patra. Plus combinări de n la tip de 5. X la a cincea. Iată, am găsit. Da. Cine este coeficientul? Combinat din el la tip de 5. Plus puncte, puncte. Și în sfârșit combinat de el la tip de 12. 12x la 12. Și plus puncte, puncte. Combinat de el la tip de n x la n. Ei, nu ne se spune cine este el, așa încât coeficienții lui x, coeficientul lui x la 5 să fie egal cu coeficientul lui x la 12. Păi, adică? Adică combinări de n la tip de 5 egal combinări de n la tip de 5. Asta trebuie să combinări de n la tip de 5 să fie egal combinări de n la tip de 12. 12. Vreau să ne spuneți să se rezolve ecuația asta. Combinări de n la tip de 5 egal combinări de n la tip de 12. Autorul ne formulează un pic ciudat. Da. Da? Vrea să vadă dacă știm cine este coeficientul lui x la 12. Adică să dezvoltăm din nou și să ne dăm seama în nou. Da. Și asta ar fi echivalent cu? N factorial. Da.
la 5 factorial pentru n minus 5 factorial egal cu n factorial supra 12 factorial până n minus 12 factorial. Scriem o funcție de n minus 5 în funcție de n minus 12. La numitor, da? Da. N minus 5 în funcție de n minus 12. Dar simplificăm între timp pentru n factorial și ne rămâne echivalent. 5 1 supra. 1 supra 5 factorial pentru n minus 5 factorial. N minus 5. Hai să umbli aici. A, N minus 12. N minus 12. Pe lângă. N minus 11. Da. Pe lângă N minus 10. Pe lângă N minus 8. 9, pe lângă N-7, pe lângă N-6, pe lângă N-5. 6, pe lângă N-5. Deci, pe lângă N-5 factorial. Da. Da? 5 factorial. Deci ne-am oprit la N-5. Dar care e mai mare? Hai să vedem. Păi, cel mai mare este N-5, nu? Da. El l-am scris. Ca fiind N-12. Așa, N-12, cel mai mic, până la N-5, fără factorial. N-5 am ajuns la el. Da. Atenție, erau greșeală. Încă o dată, să recapitulăm. Între factorialul mai mare și cel mai mic, cel mai mare cu ajutorul ăsta e mai mic. Și am zis N-12 pe lângă. N-16, N-10, N-9, N-8, până la N-5, până am ajuns la el. Egal cu cine? Cu 1 supra 12 factorial, cum e N-12 factorial. Și acum N-12 cu N-12 factorial. De fapt, fiind 1 supra și 1 supra, numitorii trebuie să fie egal. Da. Și acum rămâne că 5 factorial pe lângă N-11. N-11. Pentru N-10. N-9. N-8. N-7. N-6. N-5. Egal cu 12 factorial. Egal cu 12 factorial, care să mai scrie 5 factorial. Ori 6, ori 7, ori 8, ori 9, ori 10, ori 11, ori 12. 5 factorial cu 5 factorial se formă. Și acum, câți factori avem aici și câți sunt acolo? 7. Da, și partea asta lângă? Tot 7. Tot 7. Neapărat trebuie să fie... N-11 să fie egal cu 6. N-11 să fie egal cu 6 și N-5 să fie egal cu 12. Și trebuie de același lucru. Da. Deci N-11 să fie egal cu cel mai mic cu 6 și sigur N-5 să fie egal cu 12. De aici N egal cu 17. Și tot așa de bine, N egal tot cu 17 și aici. Este o dovadă clară că era suficient să facem o singură egalitate. N-11 să fie egal cu 6. Și fiindcă avem același număr de factori, clar că trebuia să și același lucru și din egalitatea ultimul factor cu ultimul factor. Și atunci l-am aflat pe 17. Și poate să ajutem la digestie. Hai să mai vedem o dată cum a gândit aici autorul. Deci n-a vrut să ne dea exact ecuația combinată din elate câte 5 egal combinată din elate câte 12, pur și simplu a ascuns această egalitate în ecuația pe care ai văzut-o în binomul același și să zică coeficientul lui x la a doua, exact, lui x la a cincea cu coeficientul lui x la a 12. Egalitatea asta. Terminat. Da. Altceva.
Da, sunt într-o lecție acum, nu vă supărați. Pe la vreo 8, mă sunați. Da? Bine, la revedere. Zi-mi care ar fi următorul. Câți termeni raționali conține dezvoltarea? Deci este întâi nou și ne întreabă câți termeni raționali ar avea dezvoltarea respectivă. Da. Ce înseamnă termen rațional? Adică să nu fie subradical. Da, să nu conțină radical, da? Da. Hai să zicem care dai dezvoltarea. Radical din 2. Radical din 2. Plus radical din C4 din 3. Așa, totul la... Totul la 100. Totul la 100. Și se poate cu T+1. T+1. T+1, da, egal cu... Combinat de 100 luate cu TK. Combinat de 100 luate cu TK. Radical din 2 la 100 minus K. Așa, radical în C4 din 3 la K. La K. Egal cu, hai să scriem K. 2 K, combinat de 100 luate cu TK. Combinat de 100 luate cu TK. O 2 la 100 minus K pe 2. 100 minus K supra 2. Ori 3 la K supra 4. 3 la puterea K supra 4. Când se va întâmpla ca să nu mai fie radical? Când... Aici, pot să mă duc aici 100 supra 2 și e un lucru simplu, da. Nu egal cu combinări de 100 K. Minus K, no. Ori 2 la 50, 50 minus K pe 2, pe 2 ori 3 la K supra 4. K supra 4. E, ca să nu mai fie putere, să nu mai fie cu exponent. Să mai fie cu exponent fracționar, cât să fie K-ul ca să se împarte exact și la 4 și la 2, nu? Dacă acest K s-ar împărți exact la 4, atunci... Deci să fie K-ul un multiplu de 4. Da. Că dacă acest K e multiplu de 4... E și de 2, automat. E și de 2, nu? Deci de acolo ar trebui să spunem așa. Deci ăsta devine număr rațional dacă K își aparține ăsta lui Q fracție, dacă și numai dacă K egal cu 4P, deci multiplu de 4. Da. Deci K o să fie multiplu de 4. Și ce înseamnă? Cum K era cuprins între cine? K-ul era cuprins între 0, parte la 0 începe, da. Și 100. Așa? Da. Acum să înlocuim și ar fi echivalent acum, transcriere. 0 mai mic egal decât 4P. 0 mai mic egal decât 4P. Mai mic egal decât 100. 100. Părțim prin 4. Părțim prin 4 și vine... 0 mai mic egal decât P. Mai mic egal decât 25. Deci cât sunt? Dacă P-ul leargă de la 0 până la 25. 26. 26 de termeni. Da. Că P-ul ăsta mi indică exact câți termeni sunt. Da. Că asigur multiplicitate de 4. Deci P egal cu... P egal cu P aparține de la 0 la 25, P egal cu 26 termeni. Da. Adică, când P egal cu 0 înseamnă că K-ul este 0, P-ul 0, 0, deci primul termen ar fi. Da. Primul termen
nu-l conține pe... E primul termen rațional. Când, când P-ul devine 1, K-ul devine 4, 1, 4, da. Deci ar fi primul termen al 5-lea din 4 în 4. Deci sunt 26 de termeni, da? 100 se împarte la 25, la 4 fac 25, cu primul care se începe, sunt 26 de termeni. Asta este răspunsul, 26 de termeni. Ce ți-a plăcut aici? Ce merită să reții? Păi trebuia să observăm că trebuia să fie multiplu de 4. Așa. Și ca să scriem ca multiplu de... Trebuie să știm câți termeni are, între cât și cât era acel K. K o știam când e de la 0 la 100. Da, 100. Am observat că acest K trebuie să fie multiplu de 4 ca să nu mai rămână fracție, nu? Și atunci, dacă dincolo era supra 3, păi căutam să împartă și la 3 și la 4. Adică la 12. Adică la 12, da? Multiplu de 12. Multiplu comun, da. Acelor două numere. Și căutam, puseam multiplu de 12 și era treaba, era și 04. Poftim. Alt? Următorul. Așa. În dezvoltarea A, ori radical indice 4 din A. Radical indice 4 din A. Plus 1 supraradical din A. Totul la puterea n. Așa. Spune că suma coeficienților binomial de rand par. Suma coeficienților binomial de rand par. Adică combinări de n la cât e 0. Plus combinări de n la cât e 2. Așa spune, nu? Da, da. Plus combinări de n la cât e 4. Plus combinări de n la cât e 6. Plus puncte puncte. Egal cu cât? Egal cu 128. Egal cu 128. Și să se găsească termenul care conține pe A la 3. Deci termenul ce conține pe A la 3. E, s-a schimbat acum datele. Problemul nu ne mai dă pe el. Până acum toate exerciții se spunea da. La puterea 11 și la puterea nu știu cât. Acum nu ne spune, însă ne dă o informație că suma coeficienților termenilor suma coeficienților termenilor de rang suma coeficienților binomial ai termenilor de rang par adică 0, 2, 4, 6 și mai departe este 128. Mai spun o dată, suma coeficienților? Binomiali de rang par. De rangul par. Adică ar fi al doilea, al patrulea, nu? Da. Al doilea, al patrulea. Al șaselea. Al șaselea și așa mai departe. Care ar fi cel de-al doilea? Poate am greșit eu aici un pic. Hai să vedem. Care ar fi? Doilea, combinări de n luate câte 1. Câte 1 ar fi? Da. Urmă, al patrulea cât ar veni? Combinări de n luate câte 3. Hai, asta am greșit, vezi? Da. Combinări de n luate câte 1, combinări de n luate câte 3, plus combinări de n luate câte 5, combinări de n luate câte 7. 7, și așa mai departe. Fac 128. Bun. Și acum? Chiar? Cum știm? Cât e suma asta? Să amintești că am făcut undeva, da? Da. Știu că am scos, am demonstrat-o. Am demonstrat-o. Hai să plecăm din nou, dacă ne-am gândit. A plus B, totul la N. Ne-am gândit formula din nou. De caz, vorbește. Combinat de N luate câte 0 A la N. Da. Plus combinat de 1 luate câte... Combinat de N luate câte 1 A la N minus 1 B. Plus combinat de N luate câte 2 A la N minus 2 B la 2. Plus multe plus.
plus combinat de n luate cât e k, a la n minus k de la k, plus puncte puncte, combinat de n luate cât e n, b la n. Și aici să facem pe a egal cu b egal cu 1. Da. A egal cu b egal cu 1. Rezultă. 2 la n. 2 la n egal cu... egal cu combinat de n luate cât e 0. Ori 1, da. Așa, plus combinat de n luate câte 1, tot ori 1, da. Plus combinat de n luate câte 2, ori 1, plus combinat de n luate câte 3, plus puncte puncte, plus combinat de n luate câte n. Așa. Deci asta e 2 la n. Face 2 la n. Bun. Iar dacă înlocuim pe a cu 1 și pe b cu minus 1, se întâmplă? Combinat de n luate câte 0. Dacă, cât va face în stânga? 1 minus 1? 0. 0. Deci vine 0 egal cu? 0 egal cu. Combinat de n luate câte 0 ori 1. 1 la o putere, 1. 1. Plus combinat de n luate câte 1 ori 1 la o putere, ori minus 1 la... Deci minus 1 la întâia, da. Minus, a da minusul. Da. Plus, plus combinat de n luate câte 2, minus combinat de n luate câte 3. Așa, super, zi. Plus combinat de n luate câte 4, plus puncte puncte. Minus 1 la minus k, ori combinat de n luate câte k, da? Da. Și finalul va fi minus 1 la n. Da. Și plus puncte puncte, plus minus 1 la n combinat de n luate câte n. Bun. Hai să ducem pe cei cu minus în partea stângă și pe cei cu plus în partea dreaptă. Da. Și atunci ar veni combinări de n luate câte n. K. A, nu. Hai să-ți propun să-i adunăm acum, membru cu membru. Da. Ar veni 2 combinări de n luate câte 0. De ce 2? A, aici, 2 combinări, da, de acord. 2 combinări de n la câte 0. Cei plus, plus, ăștia se reduc. 2 combinări de n la câte 2. Da. Plus 2 combinări de n la câte 4. Așa. Plus... Și mai departe. Egal cu? Egal cu 2 la n. 2 la n, corect. Scoatem un 2 de factor comun și vine 2 pe lângă. 2 pe lângă combinat de n luate câte 0, plus combinat de n luate câte 2, plus combinat de n luate câte 4, plus puncte puncte. Da, da. Egal cu 2 la n. Împărțim totul prin 2. Și am avea. Combinat de n luate câte 0, plus combinat de n luate câte 2, plus combinat de n luate câte 4, plus puncte puncte, egal cu 2 la n minus 1. 2 la n minus 1. Deci suma coeficienților binomiale de ordin par, 0, 2, 4 și așa, egal cu 2 la n minus 1. Și acum, de, din cea din înainte, dacă duceam pe minus, ăștia toți cu minus în stânga, am fi avut combinări de n luate câte 1. Da? Deci, da. Da? Combinări de n luate câte 1. Plus combinări de n luate câte 3. Plus combinări de n luate câte 5. Plus și mai departe, plus puncte. Puncte egal cu? Combinări de n luate câte 0. Așa. Combinări de n luate câte 2. Combinări de n luate câte 4. Plus puncte puncte. Așa, mai trebuie egal cu 2 la n minus 1. Cred că acum avem răspuns. E suma coeficienților binomiali de ordin impar, egal cu acelor de ordin impar și egal cu 2 la n minus 1. Așa că asta care nu știam noi, acum o știm, egal la aici, am avea echivalent cu a spune că 2 la n minus 1 egal cu 128, care înseamnă că 2 la a 4-a 16, 2 la 5-a
32. 2. 2 la 6, 64. 2 la 7, 127. Da. 2 la 7. Și atunci înseamnă că n minus 1 egal cu 7. Deci n egal cu 8. În loc să ne spună că e totul la 8-a și să găsim termenul care ce conține pe a, a treia, nu ne-l mai dă pe el. Da. Și pur și simplu ne spune că suma coeficienților termenilor de ordin impar, nu de ordin par. Da. Ca noi să vedem că al 2-lea, al 4-lea, al 6-lea, 6-lea înseamnă combinat de elevat fi 1 plus combinat de elevat fi 3, combinat de elevat fi 5, nu? Da. Egal cu 128. Și ne, odată să știm, să scriem relația asta, spunem cu cine este egală ea. Da. O știm că egal cu 2 la e minus 1, dacă nu, nu putem înainta, nu mai putem face, ieșiți-o. Dacă am fi știut-o că egal cu 2 la n minus 1, și acum știm de unde vine, a egal cu b, suma tuturor coeficienților face 2 la n, și când a egal cu 1 și b cu minus 1, e suma alternantă. Da. Și atunci se reduc și am văzut acum, e clar cum, de unde vine, nu mai uităm de acum, da? Da. Hai să facem acum ieșiți-o. Deci, s-a... după ce știm pe el, ne putem apuca de treabă.